Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Despre un șofer creativ. Nimic mai caragios decât șoferii contravenienți creativi, care la panică au diverse idei bizare în încercarea de a scăpa de sancțiuni. Se întâmplă diverse lucruri, mai afli una alta. În județul Brașov, cred, un echipaj de poliție a tras pe dreapta o mașină la un moment dat și citez din ce declară purtătorul de cuvânt al poliției Brașov, agentul șef principal Daniel Zontea. Citez. La vederea echipajului de poliție, conducătorul auto a tras de volan brusc dreapta și a oprit autovehiculul în afara părții carosabile, apoi s-a mutat pe locul din dreapta. Încercând prin aceasta să arate că nu el a condus. Deși se afla singur în autovehicul. Păi da, dar cum demonstrezi? Păi, polițiștii l-au văzut. Polițiștii au, potrivit legii, sunt agenți constatatori. Ce declară ei, în acolo și semnează procesul verbal, are valoare de probă în instanță. Problema e că s-a mutat în dreapta. Era tare dacă se muta în spate. Da. Era pasager, era, n-avea nicio treabă. Înțelegeți de ce? S-a mutat repede pe dreapta și a venit polițistul, care și văzuse, de fapt, la volan. Ce faci, domnule? Bine, și eu în mașină, șoferul. Nu știu șoferul. Nu cunosc, n-am văzut. Da, omul respectiv, evident, l-au legitimat. Avea permisul de conducere reținut. Mă rog, avea alte condamnări pentru săvârșirea altor infracțiuni la regimul rutier. Deci om avea experiență. Eu nu mi-am imaginat, poate că ar trebui să... Era un fugar. Da. Bă, poate ar trebui să discutăm despre dependența de șofat? Că așa pare. Adică sunt oameni care recidivează. Li se suspendă permisul și înțeleg, nu mai ai voie să conduci. Dacă șofezi cu permisul reținut, e infracțiune. Cazier, poate faci pușcărie. Nu știu, dacă ești recidivist, sunt toate șansele chiar să te duci după gratii. Și zic, ok. Și primul pe care îl fac, se urcă la volan și pleacă. Deci înțeleg că nu au voie să facă asta. Au un pic când joacă așa. Dar nu e joacă, este chiar infracțiune. Adică să conduci fără permis. Și ăsta mai avea, deci el mai avea alte infracțiuni, nu? Condamnare definitivă. Cine știe, poate cu suspendare, nu știu ce. Și pleacă cu mașina și crede poliția, se mută în dreapta. Aoleu, am sfeclit-o, ce fac? N-am altă idee, mă mut în dreapta. Înțelegi? Cum? Oricum a fost spontan și s-a mișcat repede. Adică e de aprecia cumva că n-a avut timp să plănuiască asta, să o premediteze. Ți-am povestit de cazul acelui șofer. Mi-a povestit un polițist de la rutieră, de pe autostradă, autostrada spre mare. Și, mă rog, la un moment dat au văzut, mi-a informat cineva că este o mașină avariată pe banda de urgență. Avusese un accident, lovise ceva și era pe dreapta, pe banda de urgență. Nu lovită foarte tare. Și s-a dus să vadă despre ce e vorba. Și Se ascundea după mașină. Deci șoferul se ascundea în spate, pe roata dreaptă spate, stătea acolo, știi? Și polițiștii, evident, au oprit și au dat târcoale mașinii să vadă ce se întâmplă. Da. Și ăsta stătea pitit, ghemuit. Ce avem noi aici? Ce faci, domne? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.